Un drum pe Transfăgărășan poate să fie în această perioadă plin de surprize nedorite. Se formează cozi kilometrice până în parcarea de la Bâle Lac. În imaginile surprinse de turiști se văd zeci de mașini care au stat bară la bară în acest sfârșit de săptămână. Însă, odată ajunși la destinație, vizitatorii se bucură de răcoare și, în ultimul rând, de priveliște. De obicei, în weekendurile din august, locul este extrem de aglomerat pentru că e perioada concediilor. Transfăgărășan, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, va fi închis circulației ca în fiecare an la sfârșitul lunii octombrie.